Date de ultimă oră, doamnelor și domnilor, de la meteorologi, va fi vreme deosebit de rece pentru această perioadă și asta se va întâmpla până vineri. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare de vreme deosebit de rece pentru această perioadă și vă spuneam, această avertizare este valabilă până vineri dimineața la ora 10. Vorbim acum cu Alina Șerban, meteorolog ANM. Bună ziua! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim de vreme deosebit de rece, în mod deosebit noaptea și dimineața, când temperaturile minime vor fi preponderent negative, atât la noapte cât și în următoarea noapte. Se vor înregistra valori termice local sub minus 5 grade, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului. În Maramureș, în Transilvania, în mare parte a Moldovei, în Crișana, și mai puțin în restul țării, în partea de sud, dar și aici vor fi valori termice negative în următoarele două nopți, astfel încât se va produce brumă și local chiar îngheț la sol. Temperaturile maxime vor fi în creștere ușoară de la o zi la alta, astfel încât ele vor ajunge să se situeze în jurul celor caracteristice perioadei, cu temperaturi în mare parte din țară, mai ales în weekend, vineri, sâmbătă, duminică, de 13, 14, 15 grade, în general peste 10 grade în majoritatea zonelor țării. Însă astăzi vântul va mai prezenta intensificări în partea de sud a teritoriului, astfel încât chiar dacă vom înregistra valori termice ușor mai ridicate decât ieri, acestea vor fi resimțite mai puțin de corpul uman. Mai mult decât atât, și noaptea care a trecut a fost deosebit de rece, cu valori termice de minus 10, minus 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, sub minus 5 grade în multe localități din jumătatea de nord a teritoriului. S-a produs brumă în cea mai mare parte a țării, local chiar îngheț la sol, și s-au înregistrat numeroase recorduri termice, atât la valorile maxime de ieri, cât și la valorile minime din noaptea ce tocmai a trecut. Alina Șerban, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, meteorologii avertizează că vom avea temperaturi extrem de scăzute până vineri la ora 10.